Actorii teatrului Mihai Minescu din Botoșani au făcut din nou senzație cu spectacolul Bocitoarele Vesele la un festival internațional de teatru. Marți, artiștii botoșeneni au cucerit constanțenii care au asistat la cea de-a patra ediție a festivalului Miturile Cetății. Marța de regulă sunt trei ceasuri rele. Ei bine, teatrul Eminescu din Botoșani contrazice această vorbă din popor și a dovedit marți la Constanța cea de-a patra ediție a Festivalului Internațional de Teatru Miturile Cetății, prin prezența sa cu spectacolul Bocitoarele Vesele, un text al lui Shakespeare, dar cu numeroase accente românești, a dovedit că pot fi ceasuri faste. Trupa de la Teatrul Mihai Minescu s-a remarcat dintre cele 35 de trupe care au participat la eveniment și au ținut publicul cu sufletul la gură. Aproape 3 ore publicul, și au fost sute de persoane, publicul a fost prezent în piața Ovidiu din Constanța și nici măcar un spectator, deși cam bătea vântul și erau furtuni așa la orizont și se părea că vine potopul, nici un spectator nu s-a ridicat să plece de la spectacolul nostru. La final, publicul a aplaudat minute în șir prestații actorilor botoșeneni. În final am adunat superlative, am adunat apreciere, am adunat, sigur, diplome, însemne ale participării acolo, invitații pentru a fi prezenți și în edițiile viitoare la această mare reuniune teatrală de la Constanța.